Trebuie să vă zic că ultima dată când m-am jucat Evil West m-am bătut cu un boss, parazitul, așa e zice. Am început să-mi dau seama cam cât de importantă este combinația de abilități, de parcuri, de upgrade-uri, de arme și tot ce am în dotare în jocul ăsta. Cred că acțiunea o să devină din ce în ce mai intensă. Ne apropiem foarte mult, foarte, foarte mult de feeling-ul ăla de Doom. Parazitul mi-a încurcat puțin planurile, dar sincer să fiu, abia aștept să vedem ce se întâmplă mai departe. Așa îmi place să încep ziua, așa îmi place să încep un clip cu bani. Tocmai am găsit 70 și ceva de bucks, ceea ce e fantastic. Știu că vrei să stăm la o vorbă, dar chiar nu am timp pentru că lumea... Hei! Hei! Lumea așteaptă. Așa că Evil West. Bun, mergem iarăși în Salut, agent. Dormi? A? Mergem în locația noastră secretă. Aici se întâmplă tot. Aici are loc tot. No. Fără discuție. Uite ce e aici. Pac. Domnul ăsta face curat. There you are, Mr. Renty. Dr. Townsend is waiting for you in the suite. Thank you. Avem 4800 de bani în momentul de față și mă gândeam să facem un upgrade. Ia să vedem un pic. Ăsta e great finish. Performing a zapper finisher produce a spike of electricity. Ok. Și ne dă energy drop. Bun, ne trebuie level 8 și 11 pentru upgrade-ul ăsta alalt. Nu avem 5.000 de bani în momentul de față, văd că toate sunt 5.000, acum nu mai găsesc nimic așa mai eftinache, să zic. Anyway, n-avem upgrades, așa că trebuie să mergem mai... Wow, mai departe. Ce e ăsta aici? Așa sunt armele mele? N-au cum să fie ale mele din moment ce armele sunt pe mine. Ok. Anybody ever heard of a colossal monster with a forest growing on its back? Cause I got some samples. Mine. Mamă. The Parasiter. Fii atent aici. That's a Mykonak. And here in Indian Mykonak. Kind of Mykonak e crocodilul ăla ce l-am văzut ultima dată. Yet another blood factory set up by Dubano and Felicity. That would explain why they attacked Baxter. They were protecting their source, the ancient blood they used to transform their familiars. Bad news is this Mykonak thing was supplying their war for quite some time now, allowing those foul bloods to spread all over the country. The good news is, it won't do it anymore. Help! Dr. Blackwell, somebody! Ah, shit. Da, deci acolo era sursa de sânge, gen, de sânge antic, de care aveau nevoie Dabano și Felicity, da? Ca să-și facă zombie din larvele alea, cred că, sau... Lipitori! Larve! About my father? Ia mă, care e problema cu taică-mi? Jesus, man, să nu-mi zici că s-a transformat taică-mi în zombie, lău. Father! Shit. Whoa. Step aside. Hi.
Even if he doesn't kill us in our sleep, that link in his head will lead the Ticks right to us. Then let them come. Killing Ticks is what the Rentier Institute does. You listen to yourself? This isn't about your birthright. This is what happens when we run a government agency like a goddamn monarchy. All our protocols go out the window as soon as Daddy Dearest. Keep talking to me about the rules, you bureaucratic shrew. Please. Whoa. We're all on the same team, remember? Only when it suits him. How about finally telling me where Edgar went? He's in Maurepas, searching for the plant to make the regen compound. The regen compound? Now you're wasting what little resources we have left chasing a fairy tale? Hey, it's a fairy tale, dar e o poveste care merită încercată. Deci Edgar s-a dus să caute o plantă care ar fi leacul pentru infecția asta de zombie. Să sperăm că funcționează. Exact. Poate chiar merge. Tomorrow morning. In the meantime, your father will be restrained and placed under round-the-clock supervision. Fine. I'm gonna get Edgar's ass out of those swamps. And if I get back with that plant and I still see that shotgun, oh man, you better damn well prove you know how to use it. Ok, deci mergem acum să-l găsim pe Edgar în swamps. Swamps în mlaștină. You picked a strange time to assert yourself, Virgil. Why'd you back Jesse's quest for this ridiculous compound? Just because the scientists at the manor didn't find anything doesn't mean there isn't something there. I mean, did they ever let you take a look? No. We have a habit at Calico of making the impossible happen, Doctor. I fixed Mr. Jesse's gauntlet, made it better even. Scott found the best lead we have with those machines. Deci mănușa noastră, ci că e mai forță acum. If that compound work, it's you. Ok. Bun, hai să-l găsim pe Edgar. Bine ați venit în mlaștină, unde totul arată și presupun că miroase specific. Bun, avem niște pași. Bam. Those are Edgar's. Must have found that plant here. Bineînțeles. Adică așa întâmpinare își dorește oricine. More money. The trail leads this way. Christ. Wish I had a map. Cred că avem bani să cumpărăm un upgrade. Pe ce ar trebui să facem noi upgrade? Rifle damage, dă damage mai mare, da? Cu 20% mai mare damage-ul. O să dau pe rifle pentru că mă joc foarte mult cu el. Și contează enorm. Rifle-ul e ăsta. O mișca ceva prin spatele meu? Ia mă, ușor. Ăsta putem să-l dăm jos. Bun. That sounds like trouble. Clar. Trouble, dar de unde vine? Muzica e top. Care erai, mă, ăsta? Hai să ne luăm viață. Nice. Am început să mă mișc un pic în jocul ăsta. Le-am dat foc acolo din prima. Ce s-o calmat atmosfera dintr-o așa, boom. Ce-mi place culoarea asta, contrastul ăsta de verde cu roșu, pac. Zona de impact, zona de energy, imisăm. Opa. Something broke the boat, but it looks like you managed to escape.
Must have been in a hurry if he dropped his damn crossbow. Whoa! I'm sure Edgar wouldn't mind if I took advantage of this beauty. X-Bow, one of the more exotic... Okay, precise weapons. Bine. Hai să vedem ce știe, nu? Boom. Oh. Ce fain. Ce fain, ce fain se încarcă. Wow, we one shot. Nu-i one shot, așa-i? Uai, ce bine. Păi arbaleta asta e, e blană mondială. Asta, deci n-ai cum. Deci în jocul ăsta nu e, e despre cum pierzi viață, ci cum faci rost de ea. Ok? Te bagi în luptă acolo, spargi, rup tot și te asiguri că ții viață înapoi de pe monștri. Burn. Bam. I'll take that. Aici avem un chest. Boom. Asta e în supercharge mode. Dacă v-ați întrebat cum arată, cam așa arată. Hoai, ce îmi place supercharge-ul ăla. Bine, nu prea mai am energie acum, dar important e să ne mai și distrăm, nu? Avem aici ceva? Dun 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 dun. Ha ha, energy. Despre asta vorbesc. Fuck. This whole place smells like death. I'm taking it. Jesus. Who the hell would want to set up camp? Măi, fain looting system-ul ăsta. Am zis looting system, unde e looting-ul aici? No. Dă-te mai din calea mea. A, am uitat să mai dau un mid air shot așa din când în când. Nice. Bun. Deci la un moment dat când te prinzi de toate skillurile astea pe care le ai și tot ce știi să faci în joc, așa niște combinații dai de numai, numai. Spiderweb. O zis cumva pânză de păianjen? I hate spiders. Auzi că hate the spider, but don't hate the man. Adică don't hate Spider-Man, înțelegi? Uai, ai, 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 ce e aici, frate? Bă, ce e aici? Ioi. Ce e aici, frate? Dacă le dau foc, ha? Nu merge. Hot.
Așa să vă gândiți că la început de joc, când intri în Evil West, te întreabă dacă ai probleme cu paianjenii sau ești claustrofob sau ceva de genul, ca să dezactivezi paianjenii ăștia din joc. Acum mi-am adus aminte. Vă dați seama. Un pic, cam cum stă treaba, uite. Numai să ai impresia că se urcă ăștia pe tine acum, parcă deja mă mâncă piciorul. Oricum, arbaleta asta face toți banii. N-am dat niciun leu pe ea, dar face toți banii. Bun. Orchid de la vida. Nu știu cum se zice, dar planta de viață, la vida înseamnă viață, nu? Planta vieții, cred că asta vroia să zic acolo. Bă, dar câți de ăștia sunt mai aici, mă? Câți paianjen de ăștia, acum, serios? Dar cred că-s vegetarian, că nu m-au atacat. Nu? Sunteți veggies? Hă? Guess this is that giant arachnid's lair. Opa. Wrapped up like a mummy in a web. Guess he got away. Ah, deci... Eu n-am mai auzit paianjen să fac așa. Deci eu n-am auzit paianjen să... Bă, dar ce-i cu slow-ul ăsta, mă? Bă. Ia mă un pumn. Păi stai, numai tu dai. Ia mă de aici. Ioi, dar nu merge să-i dau care armură pe el, mă. Aha. Jesus. Ăsta nu se joacă. Deci trebuie să-i sparg armura aia de pe... Trebuie să aștept. Trebuie să aștept, trebuie să am răbdare. Aaaa. Ah, shit. Trebuie să-i sparg aia de pe spate, om. Coașa aia. Hai, hai. Bun, perfect. Aaaa, nu, 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 nu. Bă, ce badass e ăsta, mă. Știți ceva, eu... Acum cred că pot să-i dau foc blană. Asta o să și fac. Cu rifle-ul îi dau cu 20% mai mult damage. Ioi! Ioi, dar de ce mi-ai dus câinii ăștia? Shit! Ioi, nu! Noroc că am avut invincibilitatea asta. Bun, unde ești, boss? Vino aici, că ne avem socoteli neîncheiate aici.
Ia, foc. Ia, foc. Perfect. Boom. Ok, level up, bani. Flame jet. Say cheese. Mamă. Am primit chestii de-astea noi pe caracter, o să le... De fapt, hai să ne uităm acum la ele. Am primit chestia asta, one bullet shy. Ok, the revolver can now fit an additional bullet. Ok. Ce mai avem? Mai avem aici pentru arbaletă. Xbox standard magazine clip holds two additional bolts. Deci prin două săgeți în plus, la 3700 și pe flamethrower, thanks to the improvement fuse, the scorcher can now spit flames 30% further. Deci mai departe. Care... Mă, mi-a plăcut întotdeauna flamethrower-ul ăsta. Mi-ar fi plăcut să primesc, să se încarce mai repede. Bine, oricum nu avem bani pentru ăsta, nu avem bani nici pentru ăsta la alt. 3000 avem, doar pentru ăsta cu bullet-ul. An additional bullet. Deci îmi dă cu un glonț mai mult. La 3000. Ok. Let's do it, baby. Let's do it. Mă gândeam dacă merită, dar cândva tot trebuie să fac upgrade-ul. Așa că... Nu? No? De ce nu? Why not? Uite, fac niște dinero. Tengo dinero, tengo dinero. Aha. All right, let's stick to the facts. Bloom Research Vampiric Legends. A lot of myths and hoo-ha about some sort of plan. One that could allegedly reverse the process of the change. It's considered an affront to the purity of the royal blood. Ominous. But can it work? From a biological point of view? Now and then some of those legends contain a grain of truth. Deci noi mergem pe urma unei legende acum, care sperăm să funcționeze. Că așa putem să îl salvăm pe William Rentier, să găsim un leac. Că acum nu-i problema neapărat că putem să omorâm o grămadă de zombi, ci trebuie să rupem chestia asta. Deci să nu mai... Să nu se mai transforme oamenii în zombie. Investigate the swamps. Pentru că despre asta e vorba la un... La o infestare. Să oprești infestarea, nu se elimini tot ce se transformă. Că așa rămâi singur pe planetă. Ok, văd că Edgar o sângerat aici. Bine, Edgar. On my way, my friend. On my way. On my way. Bă, asta e cârtița, mă. Ioi, nu merge asta. Deci asta trebuie să-i sparg armura aia. Du-te, du-te, dă-i un... Bum! Vezi că cu tine... Ioi, ce e aici? Bine, trebuie să mă ocup de ăștia mici acum. Hai! Iui, frate! Bă, ce bucată mi-o dat! Wow! Nu! Ia, de aici. Oh, shit. Nu-i bine, nu-i bine. Burn, bastard. Ioi. Ioi, de unde au venit ăștia, mă, atâția, mă? Jesus, man.
Dă viață! Da, deci trebuie să ne ocupăm de viață. Ia mă de aici. Bum! You have new perk. Pentru perk nu e trebuie bani, e trebuie level. Ok. Bun, ok. Dăm cu pumnul cu 30% mai mult damage pe următorul pumn dacă facem un combo prelungit, da? Deci dacă dăm de mai multe ori cu pumnul, într-un final primim 30% mai mult damage. Ceea ce e bine. Ceea ce e bine, chiar e bine. Pentru că o să întâlnim monștrii din ce în ce mai șmecheri. Și Susan, ce bine arată Susan, dar pare mortală. O să conteze foarte mult damage-ul ăsta over time, adică gen păi amici, trebuie să le dăm one shot, da, ca să ne dea viață înapoi și să ne putem bate cu monștrii mai mari. Opa. Avem aici money. Ho-ho-ho-ho. Almost there. Opa. Aici. Beware of toxic fumes. Okay. Navigate floating planks. Find safe path to ruins. Stai. Am două direcții aici. Didn't expect that in this damn jungle. Give me some. Ok, aici a spașii lui Edgar. Ah, și pe aici nu pot să trec. Ok. Deci nu pot să trec pe aici, trebuie să iau pe dincolo. Oh, that doesn't look healthy. Better run quick before it sinks. Yo, sper că nu. Ah, uite că am luat damage, mă, că s-a scufundat drăcia aia, mă. Deci, platformele alea sunt instabile. No, hai. Hai Edgar, unde ești Edgar? Vreau să trebuie să dau foc? Nu. Ok. Ajung cumva acolo sus? Aha. Deci încerca să alergați pe astea, că altfel... Era altceva în partea... Da, uite, bani! Money! Deci vedeți că în jocul ăsta dacă ați trecut de o zonă, cum ar fi, și ați ratat un loot, nu mai puteți să lootați după aia. Încă stau și mă gândesc. Stați așa un pic. Cum ajung acolo sus? Acolo. Sau de acolo urmează să cobor, rămâne de văzut. Z.
Să sperăm că dacă ocolim pe aici, o să ajungem acolo, cumva. Yeah. Bun. Bun, 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 bun. Ioi. Că mi-au damage. Unde trebuie să mă duc aici? Ah. Asta mi se pare un fel de labirint aici. Aha, deci acum ne cățărăm acolo. Bun, up. Indicates a good place to create a zip line. Find a rope first. Deci trebuie să găsesc. Ah, ok. Mă gândeam eu că în partea aia n-am fost, în stânga gen. Știți, după ce am trecut pe aici. Da, ok. Știți că de aici am luat-o direct în față. Find a rope. Perfect. Gata, avem funia. Putem să ne cățărăm. Deci acum facem un zip line dintr-o parte în alta. A? Ah, ba nu, stai. Perfect. Am zis eu că arbaleta asta face toți banii. Avem un drum pe acolo și unul pe aici. Ăsta pe aici pare a fi main road. O să mă duc un pic pe aici că avem ceva de lutat. Yeah. Yeah, baby. Avem niște overhealth. Stau și mă întreb de ce mi-ar da overhealth decât dacă urmează să mă bat extrem. Niște detalii foarte importante în jocul ăsta. Vedeți că am pe mine niște LED-uri albastre pe fiecare armă în parte. Asta indică faptul că armele mele sunt încărcate și gata să fie utilizate. Dacă vă uitați pe mănușă, mâna dreaptă, am 3 baterii cum ar veni încărcate, exact cum îmi indică și sub viață. A patra baterie fiind descărcată. Atâta timp când nu avem baterie full, nu putem să ne folosim supercharge mode-ul. Deci sunt niște detalii foarte importante care, în timp ce te bați, poate fi foarte, foarte important să știi dacă arma ta e pregătită sau nu. Trebuie să știi ce monștri ai, trebuie să știi fiecare la ce îi... Dar văd că, în general, la foc ăștia au un pericol și aia care apare și semnul de curent, ăia sunt vulnerabili și la curent. Mersi, man. Bun, l-am tras pe mo... Oh, shit. Bun. Da, l-am tras pe monstru ăla. Dar de ce nu l-a omorât? Bun, hai să ne ocupăm de ăsta acum. Bă, dar nu mai am viață. Frate, acum e și o cârtiță și o din asta. Jesus. Dar nu, că trebuie să-i dau mele. De capul meu.
Trebuie să aștept, asta e. Ioi! Ioi, ce bucată mi-a dat, Doamne! A apucat să arunce bolovanul. No, stați așa. Avem nevoie de o nouă strategie. Stați așa, avem nevoie de o nouă strategie. Wow! Bă, da. A apărut și cârpița. Shit, man. Bă, what? Bă, dar lăsați-mă să ies de aici, mă. Wow, man. Bă, dar cine simțit ești, mă? Să te omor, mă. Go, 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 baby. Bun. Oh, shit, man. Ioi! Viață, dă-mi viață. Dă-i un pumn. Dă-i. Amuia, mă. Hai, mă, mai veni și astea, mă. Ok, goodbye, baby. Dă-mi viață, dă-mi viață. Salut!
Ok. Mă, n-am avut parte de TNT, n-am avut nimic aici. Dacă calc în asta mor, nu? Așa era povestea. Sau? Da, nici nu mă las să trec. Ok. Cred că avem ceva pe aici. Avem o cutie. I'll take that. Nice. Bun. I'm almost there. Mai văd ceva. De acolo am venit eu? De aici am venit eu, nu? Da. Bun. Cred că pe aici putem trece. Vezi un indiciu foarte important, e lumina asta. Ai văzut lumină, știi pe unde să treci. Avem pe aici și avem pe aici. Ar trebui să ajungem la chest-ul ăla cumva. Vedem imediat. Pe aici? Yeah. Asta, știi cum mi se pare omul ăsta? E un fel de One Army. Știi? One Man Army. Bun. Are pe el, atâtea arme am pe el, frate, cât... Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, ce se întâmplă pe aici. Ia să vedem. Doesn't look inviting, but let's say I trust you, Edgar. Da, da, da. Poți să ai încredere în Edgar, fără probleme. Deja arată destul de ciudat. Aici, aici e un pet. Ok. Niște biștii. Biștari. Oh, that's tight. Yep. Nu știu ce să zic de mlaștina asta, mă, e foarte... nu. Aici avem bani. No, bine, Edgar. Ancient gates. I have a bad feeling about this. Și eu la fel. Chiar am un bad feeling. Chiar am un bad feeling. Reach the gate. Deci stau și mă gândesc. Edgar, acum vin, da, da. Ok, find a way, no, bine, asta e un fel de... Ziceam la început de joc că, bă, nu are puzzle jocul ăsta, nu e. Hai să o gândim puțin. Deci alea merg așa, ăsta merge așa. Trebuie să vină ăla înalt aici. Deci vine ăla înalt aici. Bun. Să sperăm că... Wow, 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 nu, 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 nu! Bun.
Oh. Opa. Nu, nu, nu. There we go. Bun. Teoretic asta ar fi. Ok. Acum vine Edgar. Mi-ar place să fiu eu cu Edgar, să ne batem împreună cu un monstru ceva, mi-ar place. Mamă, uite-l pe ăla. Ești prins, băiete. Edgar? Just behind you. Holy shit. Bă, 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 stai mă că asta dă cu nu știu ce, mă. Stai mă că încă n-am înțeles demersul aici. Și ce, acum ai, dau pum? Ia, 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 niște damage. Ioi, ioi. Wow. Oh, shit, man. Wow, 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 cum dă asta? N-o stai așa să mă gândesc. Bam, 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 boom. Ok. Jesus. Trebuie să am grijă, da? Că dă cu insectele alea. Ioi, asta explodează, mă, omule, mă. Hai, încarcă, încarcă, my friend. Hai, hai, hai. Deci ouăle alea fac tot. Nu știu, astea îmi deau viață, mă? Ar fi bine să-mi dea ceva viață. Ia, ia foc, dă-te în sărăcie, dice. Hai de capul meu cum dă, mă. Ai, shit, man. Trebuie să scap de adiționale obligatoriu. Hai de mine. Hai de mine. Cu rifle-ul dau 20% mai mult damage, deci s-ar putea să fie treabă. Ai, 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 ce e aici, mă? Bă, dar ce-mi ajung ăia din urmă, mă! Bun. Ia de aici. Bă! Ia viață, ia viață! Oh.
Bun, perfect, până acum e bine. Deci vedeți că alea vin întârziat, mă. Uite că nu-i dau damage, mă. Că are răcile alea, mă. Ia, ia de aici, ia de aici. Ce-a fost asta? Shit, man. Trebuie să-i distrug sursa de armură. Come on, man. Ia! Mortă-te, dracu, de aici și ea. Ok. Ah. Thanks for the hand. But I had it under control. Can tell. I found the plan. The locals call it La Orquídea de la Vida or something foreign like that. We get this back to Calico, squeeze it out, and maybe we have ourselves a way to turn this around. I'm sorry I got you into this. Yeah. Getting your ass out of the fire has kind of become a habit. Edgar, you can't keep doing this forever. When those ticks attack the manor, what did your father? A fost foarte tare fight-ul ăsta, mi-a plăcut. Strategic. Boom, 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 bam, bam. That's what he did. People like us don't retire, Jesse. Even if you're lucky enough to live long enough, you'll soon realize there's nothing waiting for you. There is no normal for people like me or your father. And I was naive to think there might be some normal for you. Anyway, now that just about everyone else in the Institute is dead, I figure you and your daddy are gonna need all the help you can get to build things back up again. Well, first you give me those pretty flowers, then you get all emotional on me. Edgar, you ain't gonna try to kiss me now, are you? You little shit. Bun, cred că am făcut rost de florile alea.